Era genul de om care știa să pozeze într-un tată bun, iubitor, atent cu copiii lui, iar cu noi în casă era un monstru. Mi se părea normal ca eu să fiu bătută, înjurată, agresată, umilită, batjocorită, minimalizată, că părinții mei... Nici nu știu dacă pot să-i spun tata. Eu... Foaie verde, rar, mărar, pe drumul de la ce pari. Cânte cu Maria Lătărețu. Trece fată și un jandar, ce da. Frumos. Sau, cine trece câmpul mare, neicuța vine călare. Ce frumos. În fine. A recunoscut copilul? Niciodată. Că, nu, niciodată n-a recunoscut, nici măcar când am născut la spital. N-a semnat pentru el. Mi-a luat-o, pentru că avea influență. Mi-a luat-o și am stat cu ea 3 zile. Nu știu dacă am stat 3 zile sau 4 în maternitate și mi-a luat-o și mi-a dus-o direct la casa de copii. Deci s-a făcut... mai mult rău. Și de ce a putut să-ți o ia? Nu înțeleg cum a putut să-ți o... Pentru că trebuia să acopere cumva, să nu știe lumea, să nu afle nimeni. Și am rugat-o pe mama, mi-am dat seama că n-am unde să mă duc, să mă ajute să o iau. Pentru că nu concepeam să trăiesc fără ea și așa alea 10 luni au fost coșmarul vieții mele. Aproape că puteam accepta și mă puteam obișnui cu abuzurile tatălui meu decât să trăiesc fără copilul meu. Cu timpul, lucrurile s-au răcit și nu-mi dădea voie să copilul meu să vină la noi acasă. Aproape că nici pe mine nu mă lăsa să merg să-mi văd copilul. Întâmplarea a făcut să mă ia un nene care mă cunoștea. A, zice, tu cânti la restaurant? Da. Păi, de ce s-a întâmplat? De ce? Deci vă rog din suflet, duceți-mă și pe mine acasă. La, da, că tu nu-i nicio problemă, dar n-am bani să vă plătesc. Nici nu vreau să-mi plătesc nimic. M-a dus gratis, normal. Și cu fata în brațe? Nu. A, păi, nu, dar nu puteam. De răsuna valea, în sat mă auzeam.